glorificăm pe Domnul nostru Isus Hristos. Dragii mei, iată-ne că de ieri am intrat în săptămâna mare, astăzi fiind a doua zi, fiindcă duminica este prima zi a săptămânii, zi în care Mântuitorul Hristos a ales să părăsească casa Mariei și a lui Lazar și să vină la Ierusalim. Ieri s-a celebrat și creștinătatea de pretutindeni și când spun asta mă refer la creștinii săriteni și nu numai, am celebrat momentul triunfal al intrării Mântuitorului Iisus Hristos în Ierusalim. Moment în care unii au strigat Osana, însemnând salvează-ne. Chiar din gura prunciilor spune Biblia că a scos sunete, pentru că, în general, dumneavoastră știți, copiii sunt foarte receptivi la lumea spirituală, fie lumea lui Dumnezeu, fie lumea celui rău. Și după momentul acesta ne aflăm astăzi, în a doua zi, la Evanghelia după Marcu, de la capitolul 11. Spre deosebire de Matei, Evanghelistul Marcu e mai atent la cronologia evenimentelor, de aceea l-am ales pe el și vreau să priviți împreună cu mine. Voi citi de la versetul 12 până la versetul 19, inclusiv Evanghelia după Marcu de la capitolul 11. Citesc de la versetul 12 până la versetul 19. Să vedem ce s-a întâmplat în ziua de luni, adică o zi ca și astăzi. A doua zi, după ce au ieșit din Betania, Iisus a flămânzit. De ce spune după ce au ieșit din Betania? Fiindcă Domnul Iisus Hristos, după momentul inaugural de intrare în Ierusalim, care s-a petrecut în mod evident duminica, adică în ziua din treia săptămânii, s-a întors din nou în Betania cu cei 12, acum a doua zi însemnând luni, după ce a ieșit din Betania, cel mai probabil din casa Mariei și a lui Lazar, uitați-vă ce spune Iisus a flămânzit. Era o distanță de aproape 3 km de la Betania la Ierusalim. Sau de la Ierusalim la Betania. Și eu cred că dacă te ridici de la masă, după cât ne-a nouă să mergem 3 km? 30, 40 de minute, 50, hai o oră. Dacă mergem într-un ritm mai puțin alert, în jur de o oră, să zicem. Și dacă te ridica de la masă, după o oră, să zici să fac iarăși foame, cel mai probabil că fie Lazar și Maria nu l-au servit la masă, fie i-au pus masa și Domnul Iisus Hristos a refuzat. Pentru că știa ce pahar urmează să bea. Și când știi ca om ce pahar urmează să bei, aproape că mâncarea nu mai are niciun gust. Poți să pui crănegre negre și cel mai copioase mâncăruri, dar în mod clar e evident că fie nu i s-a pus masa, fie a refuzat masa Domnului Iisus Hristos, dar cu toate astea vedeți aici natura nu doar divină, amu, vedem natura umană a Domnului Iisus Hristos, care flămânzește și e interesant că aceea sintagmă e folosită și în Matei 4, când Iisus Hristos este ispitit în Carantania, în pustie, și 40 de zile spune Biblia că a fost în post. Și exact aceeași terminologie grecească folosită. Acela soi de flămânzenie ca după 40 de zile în care Domnul Iisus Hristos n-a mâncat nimic. Versetul 13, a zărit de departe un smochin care avea frunze și a venit să vadă, poate va găsi ceva în el. S-a apropiat de smochin, dar n-a găsit decât frunze și o remarcă ușor deranjantă, dar care își va găsi explicația: că nu era încă vremea smochinilor. Fiindcă întrebarea logică ar fi, păi și dacă nu era vremea smochinilor, la ce te-ai dus să cauți și să mai emiți și pretenții care sunt urmate de pediaps. Atunci a luat cuvântul și a zis mochinului, Înveac să nu mai mănânce nimeni în rod din tine și ucenicii au auzit aceste vorbe. Au ajuns în Ierusalim și Isus a intrat în templu. A început să scoată afară pe cei ce vindeau și cumpărau un templu a răsturnat mesele schimbătorilor de bani și scaunele celor ce vindeau porumbei și nu lăsa pe nimeni să poarte vreun vas prin templu. Și îi învăța și zicea, oare nu este scris? Casa mea se va, numi, se va chema o casă de rugăciune pentru toate neamurile, dar voi ați făcut din ea o peșteră de tâlhari. Preoții ce mai de seamă și cărturarii când au auzit cuvintele acestea, căutau cum să-l omoare, că se temeau de el pentru că tot norodul era uimit de învățătura lui. Ori de câte ori se însera, Iisus ieșea din cetate. Amin. Până și cuvântul Domnului, mă invit respectuos să vă reocupați locurile. E adevărat că a fost un proiect în premieră în ultimii 31 de ani, de la inaugurarea propriu zisă a bisericii. Nu știu vreodată să fi fost în fiecare zi slujbă în săptămâna mare. De regulă se mergea pe slujbele consacrate, marțea, joia. Însă, eu cred că nu este întâmplătoare nici această decizie de a veni în fiecare zi a săptămânii. Chiar dacă știu că e o săptămână încărcată, oamenii se pregătesc de sărbători, unii se duc să-și cumpere mielul, alții să facă cumpărături de la Kaufland și sunt foarte multe preocupări, să zicem, materiale, care în ele însele nu zrele, dar pot deveni rele când ele prevalează în detrimentul deciziei de a fi în casa lui Dumnezeu. Frații mei și surorile mele, noi nu suntem ca lumea, sau cel puțin așa ne place să credem. Cred că în săptămâna mare noi ar trebui mai mult să ne concentrăm pe suflet. Că noi nu ducem lipsă de sarmale și nici de miel și nici de iet și nici de pastramă. Noi cam ducem lipsă de aceste momente de reculegere, de coborârea la lăuntrul nostru, să ne gândim la ritmul ăsta alert al vieții, să ne focalizăm pe lucrurile care cu adevărat contează, cum ar fi caracterul nostru, gândurile noastre felul nostru de a fi, cât de mult investim pentru împărăția lui Dumnezeu. Și atunci m-am gândit că săptămâna asta și are remenire exact în sensos. Să mergem pe urmele pașilor Mântuitorului Hristos. Nu în Israel, dar în Biblie și să ne uităm la fiecare zi în parte ce s-a întâmplat, cum s-au desfășurat evenimentele și să învățăm câte ceva astăzi învățăm de la un smochin blestemat câteva lucruri, mâine vom învăța alte lucruri, poi mâine miercuri alte lucruri și în în premieră vă fac promisiunea, sau mă rog, vă anunț că s-ar putea să avem și ceva invitați miercuri. Joi va fi slujbă și în mod evident vineri când va fi vorba despre episodul dramatic al răstignirii Mântuitorului Hristos jertfă prin care și eu și dumneata, crezând în Domnul, beneficiem de mântuire. Dar astăzi ne vom opri la acest eveniment când Isus Hristos, după ce în mod cu totul special este primit în Ierusalim, se întoarce în Betania, pleacă din nou din Betania și în momentul în care iese propriu zis din Betania, Isus Hristos flămânzește vede un smochin, caută cu nesat să vadă dacă va găsi vreun rod în el, nu găsește decât frunze. Am putea spune că este o reacție repulsivă de mânie a Domnului Iisus Hristos și chiar rostește afirmația în versetul 14 în veac să nu mai mănânce nimeni rod din tine. Și sigur că ocenicii au fost foarte atenți la reacția Mântuitorului Hristos, mai ales că era o încărcătură emoțională cu totul și cu totul specială. Deja de câteva zile mesajul lui Iisus Hristos, din punct de vedere al registrului verbal, era diferit de cum s-a întâmplat în anii anteriori. De ce? Discursul lui Hristos era mult mai confruntativ, mult mai direct, mult mai pe față și toate acestea, pentru că Iisus Hristos, Domnul, în omenescul afirmației, avea așteptări să vadă că poporul Israel va răspunde într-un mod onorabil la toate aceste evenimente, predici, miracole, vindecări supranaturale, învieri din morți pe care le-a făcut, dar cu toate astea ei n-au știut să răspundă potrivit cu ceea ce Domnul Isus Hristos a așteptat de la ei. Sigur că smochinul nu apare aici pentru prima dată în Biblie. Smochinul este un pom care rezistă foarte, foarte mult. Rădăcinile sunt foarte puternice și solide. Și dacă ne uităm încă din prima carte a Bibliei Geneza, când Adam și Eva păcătuiesc împotriva Domnului Dumnezeu, zice că Domnul le-a cusut niște haine din frunze de smokin. De ce? Pentru că frunza de smochin este mai mare. Și uitați-vă că atunci pentru prima dată apare ideea de smochin. Vreau să ne uităm în Biblie și să înțelegem că din punct de vedere metaforic, alegoric, smochinul avea trei mari sensuri. Și poate adiacent cuvântului sensuri și roluri. De ce? Pentru că un prim rol pe care îl vedem la smochin, smokinul ca vestimentație. Geneza. Smokin ca efect medicamentos, terapeutic. Uitați-vă în Isaia capitolul 38 cu versetul 21. Dacă se și poate afișa versetul, Isaia capitolul 38 versetul 21. Isaia zisese să se aducă o turtă de smochine și să o întindă peste bubă și Ezechia va trăi. E interesant în textul acesta faptul că Ezechia primește înștiințarea din partea lui Dumnezeu venită prin intermediarul profetului Isaia și Domnul îi spune, pune casa în rânduială că vei muri. Sintagma biblică pune casa în rânduială, eu am studiat-o foarte mult fiindcă face, a făcut parte din într capitol de doctorat al meu și sintagma de fapt înseamnă cu mult mai mult decât înțelegem noi, că noi am spiritualizat. Puneți casa în îndoială, pregătește-te, puneți casa în îndoială însemna în moștenirea. Nu-i lăsa pe pruncii tăi să se ceartă după moartea ta și să le dai motive și conflicte de ceartă. Așează lucrurile în ordine cu privire la bunele patrimoniale ca nu cumva să fie Motive de conflicte, de ceartă, de bani cheltuiți, aiurea. Rânduiți-vă, stabiliți-vă cum faceți și gândește-te că tu va trebui să pleci. Și sigur că vestea plecării la momentul acela a fost una nepotrivită pentru Ezechia. S-a întors cu fața la perete, s-a rugat Domnului Dumnezeu și Dumnezeu, în îndurarea lui, a zis să-ți mai dau câți ani. 15 ani. Și după acești 15 ani. Sigur că Dumnezeu a ales să-l cheme în veșnicie pe Ezechia, dar și, și e interesant. Ce face Dumnezeu mereu e bine. Ce încercăm să încropim noi, de multe ori se arată că e spre pagoba noastră. A mai cerut 15 ani și în anii aceia a făcut mai mult rău decât bine Ezechia. Pentru că întotdeauna voia lui Dumnezeu și planul lui Dumnezeu este perfect pentru viața noastră câteodată noi încercăm să încropim câte ceva la planul lui Dumnezeu și s-ar putea să fie spre pagoba noastră, nu spre beneficiul sau binecuvântarea noastră. Și sigur că știți semnele care au fost puse cu umbra să dea înapoi, zece trepte, și după acel semn, zice profetul Isaia, ți-am ascultat rugăciunea, Domnul a zis că îți mai prelungește firul vieții cu încă 15 ani, dar să ți se aducă o turtă de smochine și să se întindă peste bubă, Interesant de ce apare aici conceptul lucrării sinergice a lui Dumnezeu. Păi Dumnezeul care a putut să-i prelungească firul vieții cu încă 15 ani lui Isaia, nu putea să-și îl vindece fără să se mai amestece cu un tratament medicamentos, cum ar fi o turtă de smochine. Dar vreau să vă spun, dragii mei, că Dumnezeu probabil, acum încerc și o interpretare, și pentru al ajuta în a-i consolida credința lui Ezechia, s-a folosit de ceva tangibil, palpabil, vizibil, ca în felul ăsta credința lui să se mărească mai mult în Domnul. Nu că Domnul ar fi avut nevoie de niște turte de smochin, dar era o practică a vremei de atunci când, unde lemnul de pildă sau turtele de smochine puse pe diferite bube sau răni aveau efect uh, terapeutic, efect curativ, adică să facă bine, să vindece. Sigur că un alt rol al smochinului, în mod evident, era pentru hrană. Habacuc 3 cu 17, textul din Marcu 11 și multe alte pasaje din Biblie pe care nu le mai citesc. Și ar mai fi un rol. Smochinul joacă și rolul identității. Pe de o parte face referire la poporul lui Dumnezeu Israel, Asta în plan uh, general, dar în plan special poate să facă referire la orice credincios. În viața căruia Dumnezeu a investit, s-a bucurat de o grămadă de privilegii, un loc prielnic. A depățit și alimentat la vreme, dar cu toate astea, uitați-vă că smochinul ăsta n-a dat rot. Și Iisus Hristos, fără nicio altă dispensă sau fără niciun alt mod prin care să-i acorde o nouă șansă, smochinului îi spune, în veac să nu mai dea rud din tine. Și acum, predica mea vrea să răspundă la această întrebare, de ce Dumnezeu, uneori, aplică o măsură de pedeapsă atât de drastică ireversibilă, cel puțin până la un punct, în viața unui om, unui popor, unei entități. Și de ce am spus cel puțin până la un punct? Pentru că, din punct de vedere al celor mai specialiști comentatori biblici, fără niciun fel de echivoc, smochinul acesta îl reprezenta pe cine? Pe Israel. Adică, nu ar trebui să înțelegem sintagma aceasta, Iisus a flămânzit cu acea dorință arzătoare a Domnului Iisus Hristos ca după ani de investiție să vadă un rezultat prielnic. Atât de flământ sunt să văd că a apărut un rod în viața voastră după trei ani și jumătate de misiune, de evangelizare, de predicare, de dat pâine, de vindecat boli. Și vreau să observați în textul ăsta câteva probleme pentru care uneori Domnul Isus Hristos alege să aplice o măsură de pedeapsă atât de drastică. Și ne vom uita probabil și în oglindă, în diferite pasaje în care se aplică exact aceeași măsură de pedeapsă, formă de disciplinare. Și am spus până la un punct, pentru că din anul 70 până în anul 1948, mai exact în 14 mai, Israelul n-a mai dat niciun fel de rod. A fost dispersat peste tot pe fața pământului. N-a mai fost niciun fel de rod și a pierdut autonomia și a pierdut identitatea, nu doar națională, politică sau militară, inclusiv și spirituală și s-a împărțit peste tot în lumea asta. Și sigur că de la 14 mai 1948, din nou statul Israel devine un stat autonom independent recunoscut și sigur că de atunci ceasul istoriei se numără invers. Adică suntem undeva la finalul vremurilor, pentru că profeție după profeție biblică s-au împlinit și se împlinesc chiar și acum la ceasul acesta cu toate aceste conflicte politico-militare care sunt nu doar în Israel și în alte părți ale lumii. Însă, aș numi. Prima problemă a acestui smochin am numit-o o problemă de ingratitudine. Ce este cuvântul cheie? Dumnezeu uneori aplică măsuri de pedeapsă atât de drastice din cauza acestei probleme de ingratitudine. Ce înseamnă ingratitudine? Lipsă de recunoștință față de ceea ce a făcut sau continuă să facă Dumnezeu în viața unui om. Și aceasta este prima cauză pentru care Domnul Iisus Hristos aplică o măsură atât de drastică în privința smochinului. Și sigur cu referire la Israel. Adică, altfel spus, v-am făcut atâta bine. V-am dat atâtea resurse. Ați văzut cu ochii voștri paralizați, vindecați. Leproși că au fost curățați. Surs că și-au căpătat auzul. orbi că și au căpătat vederea. Morți care și-au căpătat din nou viața și graiul să poată vorbi, să poată mișca de la un loc la altul. Și toate aceste minuni le-ați văzut. Ele n-au fost undeva în niște locuri ascunse, neștiute de nimeni. Peste tot în Israel s-a auzit aceasta. V-am predicat cea mai mare predică din câte a fost vreodată în Evanghelia după Matei, în capitolul 5. Predica spusă pe munta Domnului Isus Hristos. Și se aștepta să vadă niște rezultate. Pentru că eu vă întreb, care om care face o investiție importantă, nu se așteaptă să vadă niște rezultate. Până și dacă punem o sămânță, nu-i așa. Luăm uh, uh, sapa sau săpăliga, ce vrem noi să luăm, luăm cazmaua, facem o săpătură în pământ, punem o sămânță, văd și o sămânță de floare dacă am pus, ne așteptăm udândă și punând-o într-un loc în care bate lumina, să realizeze miracolul procesului de fotosinteză, băi, și să apară floarea aia. Și când nu apare, zici, băi, știți, am pierdut timpul degeaba. Pentru că ai făcut o investiție. Cu atât mai mult când investești nu mult. Nu foarte mult, tot. Și Dumnezeu a dat, zice Biblia, tot ce a avut mai scump. L-a dat pe Iisus Hristos la moarte. Și a făcut atâta bine poporului Israel. Și când se aștepta să vadă vorba profetului din Isaia, capitolul 5, să vadă rod bun, a văzut ce? Struguri sălbatici. Și asta este cu referire la caracterul omului. Acum, aplicația este aceasta. Nu cumva și în viața noastră, noi cei care ne-am întors la Dumnezeu de un an, doi ani, zece ani, treizeci de ani, cincizeci de ani, nu cumva Dumnezeu are altfel de așteptări de la noi? Au trecut atâția ani de la momentul când noi ne-am predat viața în mâna Domnului Isus Hristos. Am auzit mii de predici, mii de cântări mii de rugăciuni, mii de profeții, mii de răspunsuri, sau dacă nu mii, măcar zeci sau sute, de răspunsuri miraculoase ale Lui Dumnezeu la rugăciunea noastră, în care nu putea fi deloc coincidența și mâna supranaturală a unui Dumnezeu care lucra. Și după ce au trecut toate acestea întrebare, ne-am făcut mai bun sau mai răi? Astăzi veneam tocmai dincolo de Reșița, aproape la graniță cu Serbia, dus aproape șapte ore în continuu să pot ajunge la slujba din seara asta. Mă simt extrem de obosit, pentru că duminică am avut slujba acolo, seara de evangelizare, și s-au întors la Dumnezeu foarte mulți oameni, undeva la 15 oameni. Slavă Domnului pentru asta. Și vreau să vă spun, dragii mei, că în timp ce eram în mașină și cugetam la evenimentul din seara asta, la textul ăsta biblic, M-a sunat un frate și mi-a spus așa, am vrut să angajez un om care zice că era creștin și a făcut destulă de presiune, te trec prin niște necazuri, ajută-mă și în, în, în avans cu o sumă mai mare de bani, angajează-mă, sunt alături de tine, uite, și eu am nevoie, promis să fiu recunoscător și omul la insistențele acestui nevoiaș l-a angajat la firma unde el lucrează i-a dat în avans și o sumă mai mare de bani să-l poată ajuta să scape de datoriile pe care le avea. Și numai că într-o zi a încurcat el niște produse și a făcut mai multe comenzi greșite, i-a spus te rog să fii mai atent pentru că uite ce se întâmplă în firma noastră. Poți să-ți bați joc și să se încurce atât de mult comenzele. Și a început să înjure și tot felul de cuvinte nepotrivite, se ridice tonul și acolo era și o angajată necredincioasă și a zis, pe păi cum, parcă omul ăsta era cândva botezat. Nu ziceați că e credincios. Și patronul mi-a spus, astăzi, zice Timotei, am rămas dezamăgit, fiindcă mă așteptam la un om în care Dumnezeu a investit ani de predici, ani de cântări, ani de studii biblice, să fie altfel. Și în loc să facă struguri buni, a făcut struguri sălbatice. Și m-am gândit că ăsta poate să fie riscul. Și într-o zi de luni, aproape banală ca și asta, ar trebui să ne gândim dacă nu cumva și noi avem exact aceeași problemă. Trec ani pe lângă noi, îmbătrânim, unii dintre dumneavoastră mai repede decât mine. Și o vă zic în seara asta, trecerea timpului e în favoarea sau în defavoarea noastră? Am crescut din punct de vedere spiritual că ne lăudăm, suntem pocăiți de 20 de ani. Suntem pocăiți de 30 de ani și am bătrânit certificatul de botez și cererea de membralitate pe care am completat-o și în loc să creștem în cele sfinte, în loc să devenim mai multă răbdare, mai multă înțelepciune, mai multă blândețe, mai multă calmitate, mai mult respect, mai multă reverență, mai multă pasiune pentru Dumnezeu, în loc să ne facem mai bun, cât câteodată mi se pare că ne facem mai rău și trecerea timpului nu în favoarea noastră și spre paguba noastră. Și Ezechia a mai cerut 15 ani mai vreau 15 ani de venit la tabernacol, mai vreau 15 ani de venit la templu, mai vreau 15 ani în care să pot să-mi pun casa în rânduială. Și în loc să fie spre, bine spre binecuvântarea lui, au fost spre pagoba lui. Câteodată am ajuns să mă întreb dacă rugăciunea mai dăm Doamne în seara de Revelion încă un an, e spre binele nostru sau spre răul nostru. Pentru că eu vă întreb, astăzi a fost o țară mai bun decât ieri? Și dacă Dumnezeu ne-ar da ziua de mâine, vom fi un pic mai buni, mai sfinți decât am fost astăzi? Sau vom fi mai răi? Care angajator din lumea asta și angajează diferiți oameni în firma lui ca să-i saboteze firma? Și Dumnezeu, dacă te ține în viață, nu te ține în viață ca tu să-i aduci de serviciu lucrării sale. Fiindcă mi-a spus băiatul, fratele ăsta mie, patronul, mi-a zis așa, Timotei, de, de, săptămâni de zile îi vorbeam alte angajate care era de față la toată situația despre Dumnezeu și acum a venit unul care zice să că era și el creștin și tot ce am încercat eu să călădes s-a distrus. Și, și, și a zis ea după aceea, zice, șeful, pocăit ca asta, mai bine lips, mai bine cum sunt eu, zice. Păi ăsta că la fiecare nemulțumire sta în să face tot felul de lucruri nepotrivite, mai bine lipsă. Și spunea, m-am chinuit degeaba și toată lupta mea de a construi ceva s-a dovedit a fi în zadar. Și eu mă întreb câteodată, oare nu și asta să fie problema noastră? Și am numit problema asta o problemă de ingratitudine. Ce înseamnă asta? Înseamnă să nu-ți manifesti recunoștința față de Dumnezeul care ți-a dat atâtea privilegii și binecuvântări. Îi încă pace în țară. Când în urmă cu două, trei luni de zile am citit știrea aia în, în Ucraina că o mamă tânără de 20 ceva de ani și-a ținut pruncul de 3-4 ani și ori în brațe și în urma unui, unui uh, uh, atac uh, care a fost uh, din cauza războiului dintre Rusia și Ucraina, uh, copilul a murit în brațele ei și, și locul în care era s-a prăbușit. Și m-am uitat să văd cum îl chema pe copil. Știți cum îl chema Timotei? Și am zis același nume ca al meu. Și am zis eu vin la biserică, eu merg pe picioarele mele, eu îmi pot crește familia, copilul în frică de Dumnezeu, eu pot alerga în lucrarea Domnului și Dumnezeu mi-a dat atâta bine și sunt alții care ar mai vrea să aibă astfel de vremuri de libertate. Oare să nu fie atâta ingratitudine din partea noastră? Nu-i așa zice mama, mă, m-am chinuit. Mai ales să fi fost și un copil din ăla bonlăvicios, din spital în spital, din tratament în tratament, nopțile, să nu dor nopțile, ca să-l crești și într-o zi el să-ți întoarcă vorba să lupte împotriva ta. Nu te taie la inimă. Să știi că acest tată, Dumnezeu, părintele tău și părintele meu, părintele nostru al tuturor, a investit atât de mult în noi și așteaptă să vadă rezultate. Și vreau să vă spun tot adevărul, suntem generația cea mai răsfățată. Niciodată n-am avut predicator mai bun decât în generația asta. Niciodată noi n-am avut cântăreți mai bun decât în generația asta. Avem predicator la un clic distanță peste tot pe fața pământului. Numai pocăință numai ui. Putem asculta ce cântăreți vrem noi pe toate gusturile, ce predicator pe toate gusturile, vrei predicator din ăștia cu școală multă, să-ți explice cu exegeză, cu ermeneutică, cu termen din greacă, îi ai, vrei din ea dinamici, carismatici, să nu te plictisească că sunt monotoni, bă, pe toate stilurile poți găsi. O generație extrem de, extrem de răsfățat. Ai aplicația My Bible pe telefon, tot felul de comentarii biblici. Ai atâtea posibilități, atâtea privilegii, atâtea evenimente care se organizează, atâtea slujbe. Și că toate astea, noi ce fel de rod aducem? În modul cel mai sincer în seara asta, eu vreau să-mi pun inima pe cântarul credinței și al cuvântului lui Dumnezeu, să spun, Duhule Sfânt, dăm haru să fiu mai bun, mai sfânt, mai pocăit, mai neprihănit și dacă trece timpul, să treacă în favoarea mea, nu în defavoarea mea. Dumnezeu să ne ajute. A doua problemă pe care o văd cu smochinul acesta, o problemă de ipocrizie. Este a doua problemă. De ce? Există o particularitate cu totul și cu totul specială despre smochin. Smochinul poate ajunge să aibă înălțim și de 3-4 metri, cel puțin smochinul din vremea de atunci în poporul Israel. El în general rodește de două ori pe an, are două momente specifice. Martie, aprilie este primul rod, faza incipientă, cu fructe foarte mici și sigur că a doua fază a rodirii cu fructe mari este undeva în perioada de toamnă, septembrie-octombrie. Și când zice aici nu era vremea roadelor sau smochinări se referă, nu era vremea roadelor mari din octombrie, pentru că era în perioada martie-aprilie. Iată că se explică și sintagma biblică. Prima fază a rodirii, un fel de pârgă. Deci asta ar fi una dintre particularitățile smochinului, că rodește de două ori pe an, în fază incipientă martie-aprilie și noi suntem, pentru că în perioada asta, luna Nisan evrească înseamnă martie-aprilie, era luna în care Isus Hristos a intrat în Ierusalim și, bineînțeles, a fost și săptămâna mare când a și murit ulterior Domnul Isus Hristos. Și în perioada asta blesteamă smochinul ăsta. De ce? Pentru că a doua particularitate de care trebuie să ținem cont, și aici este chintesența problemei, a doua particularitate cu totul și cu totul special a smochinului este că mai întâi el aduce fruct și apoi frunză. Pomii noștri românești mai întâi frunzesc, îl muguresc și apoi dă fructul. Smokinul are o particularitate cu totul și cu totul specială. La el mai întâi apare fructul și apoi apare frunza. Și Iisus Hristos iese din Betania, nu știu, probabil că face câteva sute de metri, nu cred că a ajuns încă în Ierusalim, că de-abia a ieșit din Betania, ca să ajungă în Ierusalim, era un drum de 3 km, spuneam, și vede smokinul acesta și îl vede că are frunze foarte mari. Și dacă tot smochinul are frunze foarte mari, ar trebui să se înțeleagă de la sine, ținând cont de particularitatea smochinului, că ăsta are și roade mari. Că dacă frunzele sunt mari, pe cum mult înainte apărea fructul, adică smochinul propriu zis. Și am numit această problemă pentru care Hristos aplică această măsură punitivă atât de drastică, am numit-o în al doilea rând o problemă de ipocrizie. Ce înseamnă asta? Imagine fără identitate. Practic, asta era aluzia la poporul evreu. Nimeni nu are forme și ritualuri religioase mai multe ca voi. Pe lângă legile vechi testamentare și-au mai făcut ei sute de legi. N-aveai voie aia, n-aveai voie aia, n-aveai voie aia. Puneau versete. Dacă te duci, eu am fost anul trecut în Israel, uh, am văzut toate ritualele, toate uh, formele lor religioase în care, bă, te întrebi ce ar trebui să faci și ce nu. O grămadă de, de legi și de reguli care pur și simplu aduc mai degrabă o corvoadă decât o libertate pe care o dă Hristos. Și zice, voi aveți frunze, vă lăudați templul Domnului, templul Domnului, ritualuri, zeci de mii de miei sacrificați, preoți, farisei, cărturari, sinedriu, sobor, bătrânii cetății, legi peste legi, atâtea ritualuri aveți. Și toate astea sunt numai frunză. Că atunci când voi trebuie să dați mână de pace, nu știți să dați iertare. Atunci când trebuie să vă înfrânați vorbirea de la cuvinte rele, voi nu știți să vă înfrânați. Atunci când voi trebuie să vă opriți de la fapte păcătoase, voi nu le opriți mai degrabă ce aveți voi în inimă. E ură, crimă și dorință să mă omorâți. Uitați-vă unde te poate duce religia fără Hristos, frunza fără fruct. Și a numit această problemă o problemă de ipocrizie, pentru că Israelul avea frunze și zicea Domnul despre farisei, voi sunteți niște pereți văruiți. Frumos ornamentați pe din afară. Vă place în, în mijlocul mulțimii să faceți rugăciuni lungi de fața oamenilor. Să vă vadă cât de vlavioși, cât de sfinți sunteți voi. Dar voi, de fapt, pe dinăuntru sunteți niște morminte. Exact ce spuneți despre biserica aceea din Apocalipsa. Îți merge numele că trăiești. Ce înseamnă îți merge numele că trăiești? Ai rating mare pe YouTube. Îți merge numele că trăiești înseamnă în limbaj contemporan, tot zic, sistemul ăla de organizare, liturghiile, programele, slujbele, tot ce se întâmplă acolo, sunt extraordinare. Îți merge numele că trăiești. Și cunosc cazul unei biserici foarte proeminente, unde... Pe perete dă foarte bine, pe ecran de foarte bine. Și m-am întâlnit cu un frate și mi-a spus, Timotei, eu fac parte din comitetul ăla. Și știți ce mizerii se întâmplă acolo. Și m-am îngrozit să aflu asta și asta și asta și asta. Și eram cu totul terifiat și am plecat cu un gust amar. Și am zis, cum că pe ecran dă de atât de bine? Și mi-am dat seama că problema evreilor de altă dată, în mod cert, câteodată, poate să reprezinte și problema noastră. Frunze fără fruct. O problemă de imagine să dăm bine că suntem pocăiți, că suntem cu Dumnezeu și uitați-vă că în ultima vreme, parcă și în lumea Hollywoodului și nu numai a vedetelor noastre din România, îi la modă să zici, eu sunt cu Dumnezeu. Toți se pocăiesc, toți lăutarii, toate vedetele, toți cântăreții, toți oamenii cu nume, toți îl iubesc pe Dumnezeu, toți de Sfintele Sărbători compun câte o cântare, dar ei n-au nicio treabă cu Dumnezeu. Frunză fără fruct o problemă de ipocrizie. Și Domnul Iisus a zis, eu nu mai rezist la nesfârșit să văd că voi livrați o imagine contradictorie identității pe care voi o aveți. Și omul care e interesat de imagine în detrimentul identității e omul care nu-L cunoaște pe Dumnezeul cel adevărat și nici măcar nu-i sincer cu El însuși sau ea însăși. Se minte singură sau singur. Știți că am vorbit aici în urmă cu ceva săptămâni de zile despre diferența dintre Saul și David? Și unul și altul au păcătuit. David chiar mai flagrant decât Saul. Mult mai flagrant. Dar diferența între unul și altul e că unul a zis: Mă interesează identitatea, iar altul a zis: Mă interesează frunzele. Saul a zis: Mă interesează doar imaginea. Hipocrit, ipocrit, dar să mă cinstești în fața poporului. David a zis: Am păcătuit nu mă mai cinstim în fața nimănui, că dacă n-am câștigat cinstea lui Dumnezeu, sunt cel mai mare perdan din lumea asta. Ce scrie de grabă păcatul meu în săn să-l cânte și după 2000 de ani Biserica Cetatea Sfântă, să predice din el, că nu mă mai interesează imaginea, ci mă interesează identitatea. Nu lua de la mine Duhul Tău cel Sfânt, dă-mi iarăși ce? Bucuria mântuirii tale. Pentru că într-o lume în care prea mult se caută imaginea, mă, să dea bine. Dumnezeu ne spune voi să nu fiți superficiali și voi să nu fiți ipocriți și fățarnici și falși. Voi să căutați imagine, voi să căutați identitatea mai mult decât imaginea. Știți ce înseamnă? Ce înseamnă, și înseamnă mărturie bună sau pocăință? Pocăință înseamnă identitate plus imagine. Pentru că dacă tu ești pocăit, mărturia ta e una bună. Știți ce înseamnă ipocrizie și o viață slabă din punct de vedere spiritual? imagine fără identitate. Dar pocăință înseamnă identitate plus imaginea. Imaginea vine la pachet ca urmare a faptelor tale trăite în neprigănire. Și zice, și tot poporul îi vorbea de bine. Știți că s-a vorbit joi despre asta. Erau plăcuți înaintea întregului noroc. Ea vine la pachet ca urmare a faptului că tu te lupți să treci în neprigănire, dar nu va fi niciodată obiectivul tău. Obiectivul tău va fi identitatea ta. Tu să fii nepricănit. tu să fii o copilă a lui Dumnezeu, un fiu și o fica a Regelui Iisus Hristos care să trăiască după valorile lui Dumnezeu. De aceea, dragii mei, cel mai mult îl supără pe Dumnezeu ipocrizia unor oameni care zic, bă, ce-a păcătuit ăla, bă, și o spui de față cu mine ca să dea bine și tu mâine faci exact la fel sau mai rău. Bă, zice, ce nenorocit e ăla, mă, dar cum să-și permită treaba asta? Și tu mâine faci de 10 ori mai rău. Și Domnul și zice, atunci nu mai poți suporta ipocrizia ta. Tu vrei să câștigi binețea și, și aprecierile și onorurile oamenilor de lângă tine. Dar eu, Dumnezeu, cred că nu știu ce ai făcut tu ieri? Nu știu ce ai făcut alaltă ieri? Nu știu eu ce faci tu în fiecare zi că nu te vede nimeni? Și Dumnezeu nu mai suportă ipocrizia. Și știi ce vreau să vă spun în seara asta? N-ați obosit să mai jucați un rol ciudat? Încercând să păreți bine în fața oamenilor? Oamenii nu te vor vedea decât a, așa cum vor ei să te vadă în funcție de interesele lor. Dacă au nevoie de tine, o să spună, ești cel mai bun predicator, nu mai e nimeni ca tine. Dacă te iubește, își va vedea mereu calitățile, chiar dacă câteodată mai greșești. Dacă te urăște, își va vedea în orice calitate toate defectele. Pentru că dacă albina caută flori, musca caută gunoiul, omul care te iubește, îți va vedea calitățile, iar cine nu te iubește, cu toate calitățile tale, îți va pune în lumină numai defectele tale. Și o viață întreagă alergăm să fim robi și sclavii părerilor oamenilor. Bă, ce zice ăla dacă mă îmbrac așa? Ce zice aia dacă fac asta? Și vă spun sincer, m-am săturat să mai fiu sclavul unor oameni care nu dau doi bani și toată viața noastră ne-o chinuim. Bă, zice, trebuie să-mi pun geamul ăsta așa ca, ca să dea bine. Ce o să zică trecătorii, ce o să zică vecinii? Nu le pasă! Și ne omorâm între noi și muncim și ne distrugem sănătatea muncim ca să facem bani, apoi, apoi cheltuim toți banii ca să recuperăm ce am pierdut, adică sănătatea. Și de ce? Pentru imagine. Vorba lui Dalai Lama. Care este cea mai ciudată ființă de pe pământ? Cea mai ciudată ființă de pe pământ e omul. De ce? O viață întreagă aleargă după bani până când își distruge sănătatea. E în stare, domne, să bage ore extra, să nu doarmă noptele, să facă 100 de euro în plus. Și apoi zice, îți distruge toți banii ca să-și mai recupereze sănătatea pierdută cu mulți ani în urmă, prin nopțile nedormite, prin mâncarea nesănătoasă, prin felul de a trăi și de a fi și de a se alimenta. Și apoi, totdeauna se gândește în viitor, bă, peste un an o să fie mai bine. Uită să trăiască în prezent, să bucure de firul de iarbă, de nevastă sa, de pruncul ăla care caută atenția și nu are cu cine. Că tu te gândești că peste un an o să fii bucuros când o să schimbi tu travertinul și să fie lucrurile altfel. Și niciodată nu te vei bucura de prezent, ești mereu cu gândul la viitor și viața trece pe lângă tine și într-o zi te vei trezi cu mâinile goale, pustiu și gol. Dumnezeu să aibă milă de noi. Ar trebui în serie acestea, mai ales că suntem în săptămâna mare, să fim sinceri cu noi înșine. Voi eu pentru cine alerg? Pe cine vreau să impresionez? Ce vreau eu de la viață? Cine sunt eu cu adevărat? Și vorba unui teolog, cine ești tu că nu te vede nimeni, e toată pocăința ta. Restul se numește mascaradă. Și ar trebui să fim sinceri. Cine sunt eu când sunt doar eu? Când stau față față cu oglinda mea și mă uit la faptele mele, la gândirea mea, la vorbirea mea, și ar trebui să nu mă, să nu ne mai mințim, pentru că cel deranjează pe Dumnezeu mai mult și mai mult este ipocrizia noastră. Și ultima problemă cu care vreau alex să ne pregătim să să cântăm o cântare ulterior, nu te mai vedeam. Ultima problemă pe care o văd la smochinul acesta, am numit-o o problemă de întindere a corzii la maxim. Ce vreau să spun cu asta? Vreau să spun că există o vreme de cercetare a lui Dumnezeu pentru fiecare om. O vreme în care Dumnezeu îți vede și ipocrizia ta, îți vede și nerecunoștința ta, îți vede și faptul că ai investit atât de mult în tine și în loc să rodești ar trebui să rodești, tu rodești în fire, în păcat. Și nu lași pe Duhul Sfânt cu care te lauzi în fiecare zi să rădească adevăratul său rot și caracter în viața ta. Și Dumnezeu zice, totuși mai dau timp și te mai aștept. Și te așteaptă Dumnezeu un an, alteori zece, altor 40 de ani ca pe poporul Israel? Știți câtă vreme la a așteptat Dumnezeu pe smokinul ăsta de la momentul în care rostește sentința? Cu referire la entitatea Israelului? Bun, o zi pe smokin, dar cu referire la Israel, dacă se întâmplă asta prin anul 33, să zicem, și se întâmplă pedeapsa în anul 70, calculați dumneavoastră, 70 minus 33 cât dau? Aproape 40 de ani, 37 de ani de așteptare. Și Dumnezeu zice, smochinule, eu încă te mai aștept. Și îți mai trimi semnale. O să cobor un foc sfânt, care e focul de la Rusalii, sărbătoarea cinzecimii, o să mai ridic niște ucenici, care vor predica adevărul, vor mai face minuni, vor mai fi 30 ceva de ani de predici, de evangelizări. Și parcă seamănă de minune cu 30 ceva de ani de libertate de la comunism încoace când Dumnezeu tot a organizat evenimente, a tot fost freamătul Duhului Sfânt, stadioane, evangelizări, predicatori, biserici peste biserici, predici pe internet, stai în pat pe canapea și poți asculta predici și Dumnezeu de har după har. Programe de televiziune creștine, radiouri creștine, internet în care poți asculta tot felul de slujbe creștine și Dumnezeu a tot investit și a zis, oare cât întinde Timotei floarea de mult coarda? Că nu știe că într-o zi s-ar putea să plăsnească. Și o, o, vreme de așteptare a lui Dumnezeu. Dar să știți că așteptarea lui Dumnezeu într-o zi se va sfârși. Și îi zice, îi zice Ierusalime, Ierusalime. Am văzut că duminică seara fratele Alex va vorbi despre asta. N-am putut să ascult decât vreo 10 minute din predică, dar promit că o să ascult eu ulterior pe toată. Zice, Ierusalim, Ierusalime, am vrut să te strâng la pieptul meu cu un cloș ca strânge ei pui, dar n-ai cunoscut vremea cercetării. Pentru că e o vreme a cercetării a lui Dumnezeu pentru fiecare. Și vreau să vă spun, dragii mei, că a fost o vreme a cercetării și pentru smochinul ăsta. O vreme în care s-a dus direct pe față și a zis, voi ați întinat închinarea, ați întinat templu, ați întinat slujbele sfinte, ați, Ați contrafăcut lucrarea mea și în loc să fie un templu de rugăciune unde să fie Sfințenia și Evlavie, ați făcut o pește de tâlhari, în care materialismul, în care uh, patologia puterii, în care dorința de imagine, cine să fie primul, în care se face prin biserici concurență. De multe ori mi se pare că asta seamănă cu o peșteră în care Dumnezeu nu mai vrea să stea. Când începe să facem concurență, cine predică mai bine? Când facem din șena asta un loc în care să ne arătăm talentul, care cântă mai bine, care poate să aibă uh, niște, niște un diapazon de note muzicale mai înalt, când începem să facem din, din dărnicie un fel, un fel din ăsta bombastic de a face uh, și noi fapte de caritate, de, gener de generozitate, cine are rima mai bună, cine ajută mai mult și apoi scoatem ochii, o mă întreb, nu seamănă asta câteodată cu un loc în care Dumnezeu n-a vrut să fie? Când noi începem să facem concurență, că le-am spus câteodată multor oameni și mi-au spus și mie, zice, știi că au fost șase zile de evanghelizare. Deci, niciunul n-a predicat cum a fost predicat nu știu căruia. Și mi se pare câteodată că suntem la evangelizări ca la niște concursuri de predicare, niște concursuri de cântare, niște concursuri în care dăm note. Și mă întreb, unde e Dumnezeu în toată treaba asta? Că de la o bună bucată de vreme reflectorul se mută pe om, nu pe Dumnezeu. Și Dumnezeu zice, casa mea, trebuie să fie o casă de rugăciune. Uite o seară din asta simplu, care să nu cauți nici imagine, nici mărire, nici slavă de șart. Să te intereseze un singur lucru. Să-i spui că ești aici, că îi mulțumești că a murit pentru tine, că în săptămâna asta te vei concentra să citești toate pasajele biblice care vorbesc despre suferințele sale, că vei lua viața la pas, că nu vei ieși ușor din ritmul ăsta alert și galopant al vieții, și vei încerca să te concentrezi mai mult pe sufletul tău să-i mulțumești pentru tot ce a făcut pentru viața dumneata. Care e problema smochinului? Problema că smochinul a întins coarda la maxim. Har după har. Și era o vreme a cercetării în care Dumnezeu a spus ești pus în cântarul meu. Vă amintiți ce îi spune Dumnezeu lui Belșațar? Zice Mene, mene, techel? Un farsin. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. După prima numărare a lui Dumnezeu, zice, mai pun o virgulă. Virgula marchează o pauză în gramatică. Zice, îți număr viață, îți număr anii, îți număr zilele. Trec anii, îi târziu, îmbătrânești, vin bolile, nu te faci mai bun, te faci mai rău. Și Dumnezeu, după ce se am numărat anii, fac o pauză și te mai aștept o vreme. Și după aceea zice, Dumnezeu, nu vin cu pedeapsă, mai încep încă o dată numărătoarea. Din nou zice numărat! Și iarăși Dumnezeu ne bagă în numerologia Lui și ne mai numără odată. Și voi mai dau încă o vreme de har. Întinde sau nu întinde coarda la maxim. Și că omul care știe să pocăiască și să acționeze în intervalul de timp în care Dumnezeu îi mai dă vreme. Că dacă a trecut vremea de cercetare, poate să vină cel mai mare predicator din lume, tu nu te vei mai pocăi. Vei plânge la predica lui, îi vei da dreptate, cum se întâmplă de multe ori prin campanii de evangelizare. să vină domn sau doamne să spună, pastore, cântăreți au avut dreptate, dumneata ai avut dreptate, prin ce ai predicat? Și pleacă din nou la viața trăită în mizerie și în păcat. Și mă întreb la ce folos lacrimile alea? că sunt creștini de tip rut, care plâng și zic, gata cum o Moabu, mă duc la Betleem. Și sunt creștini de tip Orpa. Și ce zice creștina de tip Orpa? plâng și eu alături de tine. Uh, uh, am simțit pe Domnul seara asta, mă, câtă dreptate a avut și înapoi se întoarce în Moab. Și o grămadă de creștini care vin și dau dreptate și în loc să se schimbe pleacă mai poi în mizeria lor. Și în seara asta, te rog, nu întinde coarda la maxim cu Dumnezeu. Te-a suportat prea mult, te-a așteptat prea mult, a avut prea multă îngăduință și răbdare și cu Dumnezeu și cu mine și îi spun în seara asta, Doamne, îți mulțumesc pentru vremea de răbdare. Dacă anul ăsta vine răpirea, dăm harul să nu pierd momentul măreț al întâlnirii cu tine. Dacă la anul tu mă cheme acasă, dăm harul să nu pierd întâlnirea cu tine și ajută-mă, Doamne, să fiu o mântuită sau un mântuit al tău. Dumnezeu să ne ajute. Și după ce numără a doua oară pe Belșațar, Dumnezeu îl bagă în cântar. Și acum hai să te cântăresc. Te-am găsit ușor. Și după ce îl cântărește, vine și cu pedeapsa împărțită. Adică împărăția ta nu va mai fi la voi babilonierilor și va fi dată mezilor și perșilor. De ce Dumnezeu se grăbește cu belșațar și are suficientă răbdare cu nebucandențar, cu tatăl său? Pe el de la descoperire îl mai așteaptă un an. Pe belșațar o zi. Zice, tu ai știut de la taică tu. Că ai văzut ce am făcut eu lune bucan în țară când și-a pierdut mintea și a ajuns să mănânce iarbă ca la boi, să-i crească unghiile. Și ai văzut tot ce i s-a întâmplat și până când n-a recunoscut că Domnul este Dumnezeu, n-am venit cu îndurarea mea. Și tu care l-ai cunoscut pe Dumnezeu și ai avut o mamă care s-a rugat și un tată care citea Biblia, Dumnezeu imite altfel de pretenții de la tine. De aceea vreau să vă spun în seara asta, deseori merg prin străinătate și îl văd pe unul care iese în față plângând. cei cu tine, mă, tatuatul? zice, m-am hotărât să mă pocăiesc. Dar cum te cheamă? Iosif. Bă, tu ai fost adus la binecuvântare. Da, zice, am avut niște părinți pocăiți. Bă, să fii, să fii mulțumitor lui Dumnezeu că ai știut să te pocăiești în interiorul vremii de cercetare, că n-ai întins coarda la maxim. Cum adică, pastore? Păi puteai întinde coarda la maxim să mori în accident de mașină și tu să nu mai fi avut șansa să te pocăiești că nu mai mare dramă în lumea asta decât să mor fără de Hristos și fără de Dumnezeu. Bă, pă, te că am zis Benjamin, mă, și numele ăsta e biblic. N-ai avut, mă, cumva o mamă care te-a zis la, la, la binecuvântare? E ce, da, Dumnezeu a avut milă și de tine. Să ne rugăm să nu întindem coarda la maxim și cât de vreme suntem în interiorul vremii de cercetare a lui Dumnezeu să acționăm ca într-o zi să nu fie prea târziu. Haideți pe picioare! Vreau să cântăm o strofă și